Deci ce e fa egal cu 90 de grade. Dreptunghic. Și dacă e dreptunghic, iar N e la mijloc, cum A N congruent cu de le subspunem. A N congruent cu N că. Rezultă de aici că... Ce este N? N fână mediană. N fână mediană. Mediană. Și mediana într-un triunghi dreptunghi, dusă din vârful unghiului drept, este jumătate din ipotenuză. Da, adică... Fână egal cu... Fână egal cu... A, B pe 2. A ce, mă? A, ce? A, ce? Dacă triunghiul C e Fa. C e Fa. Deci este AC pe 2. Dedesus spunem că MP este tot AC pe 2. De aici rezultă că MP... Parcă Fn e cât MP, nu? Fn, da. MP e zis MP. Egal cu Fn. Egal cu Fn. Și Nfpm e trapez. Dedesubt adăugăm Nfpm trapez. Și de aici rezultă că Nfpm trapez isoscel. Un trapez în care laturile paralele sunt congruente, e trapez isoscel. Deci rezultă că Nfpm trapez isoscel. Da, și asta înseamnă că îi rezultă că Nfpm este inscriptibil și F aparține cercului. Că dacă și mai dacă, deci rezultatul este cel care l-am dorit. Bun, 6 puncte avem. 6 puncte am adus pe cercul. Acum cu A prim, B prim, C prim. Da. Atenție! În clipa asta ne permite să luăm din cele 6 3 oarecare și cu un al 4-lea A prim, respectiv B prim, C prim, să arătăm că formează patrulate inscriptibile. Dacă ne merge jocul tot cu MNP foarte bine, dacă nu, ștergem tabla, hai să spunem că e figura încărcată, trebuie să le luăm din nou. Facem altă figură. Facem altă figură în care avem acum libertatea să luăm din cele 6 3 de bază și B prim și formăm alte 4 latere acolo. Aha, deci nu tot pe mână P și B prim. Nu neapărat pe mână P. Dacă merge cu mână P și cu B cu B prim, foarte bine. Arătăm că patru laterele inscriptibile, ne iese treaba. Adică dacă aș lua acum mână P B prim așa, și aș arăta că e inscriptibil, chiar pe figura asta n-aș mai modifica-o, dar mi se pare că e încărcată, destul de încărcată. Adică sunt aceste patru latere deja trapeze celulate și mă obosește figura. Nu fac altceva decât să iau din nou figura. Și faceți figură iar? Să fac o figură, de ce să fac? O șterg, da? Da, sigur, sigur. Sunt de sigur, da? Faci ca la... Fac și eu, ca la andare. Ca la mele, nu? Sunt de sigur, domnule. Da, da. Dar dacă ați înțeles mecanismul, mă interesează mecanismul. Deci povestea a fost așa. Am luat 3 din ele de bază. Că prin 3 trece un cerc și circumscris, un cerc și mai un prin vârfurile acelea. Unul și mai. Ne-a convenit. Da? Foarte bine. Mână P este triunghiul la care m-am oprit și am văzut că există un cerc clar acolo și am chemat pe rând, folosind pe mână P de bază, 3, pe D, pe E și pe F. Suntem acum în posesia încă a 3 puncte, da? Suntem practic pe cercul respectiv cu 6 puncte conciclice și mai trebuie să arătăm că și celelalte 3 mijloacele înălțimilor cu vârful, mijloacele înălțimilor ajung și ele mijloacele distanțelor de la ortocentrul la vârf ajunge pe cea. Desenăm iarăși triunghiul. Să nu fie dreptunghic aici. Deci... ducem... Deci A a fost B, C. D a fost notat așa. Și... ce F? Nu o să vedem sus. Nu, cred că mai sus așa. Aici este F. Unde a picat aici la mijloc. Da. Adică la intersecție ortocentru. E acolo. E. Da. H este acest punct. Acum, mijlocul distanței de la E la H am notat cu B prim. Da. Și mijlocul acesta cu A prim. Și mijlocul de aici cu C prim. Și mai avem mijloacele MMP. Deci asta era parcă N. Aici nu știu cum... P. Și M era jos. Și M jos. Și noi trebuie să arătăm că avem, am să notez așa, ce puncte am adus pe cerc. Da? Astea sunt pe cerc. Și mai avem pe prim. A prim și ce prim. Da. Puteți să fie din 6 sunt pe cerc. Deja, demonstrat. Da. Acele sunt deja pe cerc. Acum ne hotărâm. Le luăm pe astea de bază pe picioarele înălțimilor și să, cu B prim să facem patru atât. Să luăm picioarele înălțimilor. Acum să luăm picioarele înălțimilor, că avem voi, da? Bun. Să vedem dacă reușim. Corect. Dacă reușim, e perfect. Dacă nu mai ștergem o dată. Dacă nu mai ștergem o dată. Am să fac punctat acum. Primul patru atât s-a descriptibil. Adică iau pe D, pe E, pe A, pe F. Și pe B prim. Da. Picioarele înălțime am spus. Da. Pe E, pe D, pe F. Pe F. Și pe B prim. E, F, D. Și B prim. Și cu B prim. Dacă arătăm că patrulaterul ăsta e inscriptibil, suntem fericiți. Trebuie să luăm în calitatea lui B' de a fi jumătate, calitatea de a fi jumătate, nu? H este aici. Pentru unghiul E, F' prim este mediana, că ăla e dreptunghiul. Între unghiul E, F'. Nu e. E. Nu e ne? Ce e am dus pe perioada. H, F, B. Deci în H, F, B. F, B prim median. F, B prim mediană. Deci ce este F, B prim? Jumătate din H, B. Deci F, B prim este cât H, B prim. Corect. Da? Da. Deci F, B prim este cât H, B prim. Și asta înseamnă că unghiurile de la bază sunt congruente, nu? Corect. Deci unghiul ăsta de aici și cât ăsta de aici. Și ăla e din 90. Nu. Din 90 așa era. A, 90 așa a prezentat. Da, numai până acolo. Da, 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 da. Așa. Ca să fie inscriptibil, ori arătăm că suma unghiurilor opuse fac 180 de grade, că astea două adunate fac 180 de grade, ori pe diagonală, latură, diagonală, latură. Deci, ori arătăm că unghiul F, E, D plus F, B prim, D fac împreună 180 de grade, că suma unghiilor opuse nu fac 180 grade, ori arătăm că, iată, privind spre fâie, cine privește spre fâie? Unghiul ăsta de aici, da? În patroaterul E, F, B, prim, C, E, F, B, prim, D, spre latura E, F, privește odată unghiul de aici, F, B, prim, E, și mai privește tot spre E, F, ar trebui să duc unghiul spre E, F, nu? Să duc diagonala asta. Deci, atenție multă. Din figură, din construcții, eu trebuie să duc diagonala. Ducând-o încarc figura. Corect. Nu-mi convine ideea asta. Așa. Deci, din experiența care o am, știu un lucru. Că mă voi duce pe acea idee care să reiasă sau din construcția făcută până la timpul acela, nu să mai duc eu o diagonală. Aha, deci m-aș concentra pe varianta, suma unghiilor opuse să fac 180 grade. A, deci tot aceleași E, D, F, le luăm și cu B prim. Deci tot nu schimbăm. Deci nu schimbăm, da? Luăm triunghi de bază E, D, F. Nu luăm triunghi, doar cele trei puncte, mama, E, D, E și F. Nu triunghiul. Și care nu triunghiul? Nu unim pe... Adică luăm triunghiul de bază E, D, F. E, D, F. A, dar nu ne mai gândim la... Nu mai merge problema pe culoarul dinainte. E, D, F e de bază. E, D, F, că de E, D, F le-am pe E, M, N, P. Da. Sunt conciclice. Da. Și acum, patroaterul care s-a format este E, F, B, prim, D. Fără să unești pe F cu D. Deci E, F, B, prim, D. Dar nu vreau să mă duc pe varianta unii diagonal, latur, diagonal, latur, că presupune că o să duc eu o diagonală. N-a apărut ea din construcții. O diagonală este E, B, prim. Dar nu apare și diagonala F, D. Ne-apără și diagonala F, D. Înseamnă că nu mă voi duce pe varianta, când o patrotesc, diagonal, latur, diagonal, latur. Ci mă voi concentra pe varianta suma unghiilor opuse să facă 180 grade. Deci, păi hai să și avem numai. Păi, hai să vedem. Am arătat că F, B prim este cât B prim D? Deci am arătat că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, nu? Și am mai urmărit? Să arătăm că unghiul... Unghiul ăsta tot, Miruna, și cu ăsta tot de aici, F, E, D, și cu F, B, prim, D, fac 180 grade. Deci dacă reușim asta, gata problema. Cum vedeți? Deci, neapărat pe asta ne ducem. Dacă nu reușim, înseamnă că nu patroaterul ăsta convenabil ales. Și alegem alte puncte. Alt patroater, alte puncte. Din cele 6. Din cele 6. Sigur că da. Da, cred că suntem pe... Putem lua două dintre puncte, mijloacele să păstrăm. Un picior și un B prim. Și un B prim unar. Și poate ăla e mai deștept. Aha. Deci nu suntem forțați să ne ținem în raționament de... Dacă vedem că nu merge ideea. Dacă nu merge ideea asta, dacă nu pică ușor. Dacă nu, el până la urmă e corect, așa trebuie să arătăm. Dar dacă gemul nu se desfășoară bine și nu merge, atunci alte două puncte. De aceea nu s-a dus punctat. Da? La platerul ăsta. Deci care ar fi alte idei, Miruna? Ce patroate să luăm? Două mijloace și un picior. Două mijloace. Și un picior. Iată, ENP m-aș gândi cu D și cu B prim. Poate mai deștept. Ia să vedem. Da? Faceți cu altă culoare, domnul profesor. Să fac cu altă culoare. Deci patroaterul așa. ENP cu D, a zis. D. zic și eu D, nu știu dacă e deșteaptă ideea. Și cu punctul aici. Deci NP cu D și cu P prim. Bunul simț îmi spune că nu e deșteaptă ideea. Știi de ce? Aici am fructificat mijlocul. În triunghi, în dreptunghi, mediana, jumătate. Deci, mă revin. Da, eu cred că e bună asta. Da, e bună cea dinainte. Da. Încă o dată. N-am pătruns foarte bine în problemă. Eu discut pe deasupra, pentru că vreau să mă aflu în varianta care sunteți voi. Aceea că nu știți. Corect. Da? Și din cele 6 puncte am spus că în momentul de față putem să alegem 3 din ele, fie că păstram MNP și cu B prim, și nu știu dacă era deșteaptă ideea, fie acum luăm un ortocentru, 2 din ele, MP sau NP, un ortocentru și cu B prim, și ea nu merge. Haideți atunci... să știu, domnul profesor, că am căcat ea. AEHF e trapez. Care? AEHF. A, E, C, HF. C, HF. H, H, A, E, H, F. Ce motive ai să spui că A, E, H, F e trapez? Când ai zis trapez, trebuie să ai 2 laturi paralele. Da, E, H, cu A, F. E, H, cu A, F. Păi E, H, uite mediuna, și cu A, F se întâlnesc în F. Nu-s paralele. E, H, prelungită, și cu A, F se întâlnesc în F. Și nu poți să zici că-s paralele. Deci n-ai 2 paralele, n-ai trapez. Știi de normal. Pe care pe asta... Pe ea le-a roz. Ala cu roz. Deci eu trebuie ideea asta că e bună pe care a făcut mie. Așa. Când am zis că am, o să iau F... E, F... E, F, B prim, D. Da. Deci de bază sunt picioarele. Da. Nu? E, F, D, da. Și cu B prim. Și cu B prim, corect. Și să arătăm că patrulătele se este inscriptibil. Sunt șanse mai mari de data asta, da? Da, unghiurile opuse au 180 grade. Fac 180 grade. Asta ar trebui să, da, să valorificăm. Ei, hai să vă văd acum. Dacă am demonstrat că e de... ar fi paralel cu F, prim. Nu vă duceți pe paralelism, că nu mai este paralelism. Nu e paralel aici. Deci, picat tot, apăsați de trapez. V-aș ruga să-mi spuneți E, H, D, C. E, H, D, C. Ce fel de patru este asta? E, H, D, C. Păi în E are 90, domnul profesor. În E e de 90 că s-a dus așa. Da. În D e de 90 că s-a dus așa. Suma unghiurilor opuse 180. Și dacă se întâmplă ca 4, a trebuit să fie inscriptibil și cealaltă proprietate are loc. Așa. Adică unghiul făcut de o diagonală cu o latură e congruent cu unghiul făcut de cealaltă diagonală cu latură opusă. E, H, C, D e patrulătele inscriptibil. E, H, C, D. EHDC. EHDC este inscriptibil. Păi la fel și EAFH. EAFH inscriptibil, sigur că da. Și mai ai încă unul inscriptibil. Și HFBD inscriptibil. HFBD inscriptibil, da? Da. Pentru că înălțimii 90, 90, da? Corect. Hai să ne oprim aici. Vreau să insist foarte tare la E, H, D, C. Inscriptibil, da? Da. Fiind inscriptibil, într-un patrulater inscriptibil, este valabilă și proprietatea a doua. Unghiul făcut de o diagonală cu o latură egal cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latură opusă. Faceți-o mai mare jos, nu făcut. Nu, am să iau unghiul ăsta. Din componența lui F, E, D, iau și îl iau deoparte așa. Unghiul acesta. Am plecat de la el și l-am pus aici. Unghiul E1. Deci, unghiul D-E-H l-am notat cu E1. Unghiul F-E-D e compus din două unghiuri. E1 și E2 deasupra. E2. B-ul de aici e compus și el din două unghiuri. Aici pot să spun 1 și 2. B1 și B2. Da. Dacă am să arăt că E1 plus E2 plus B1 plus B2 fac 180 grade, gata, e problema. Deci dacă am să arăt că E1 plus E2, care completează pe F, E, T, plus B1 plus B2 fac 180 grade, patrulaterul E, F, B', D este inscriptibil. E1 plus E2 se facă... E1 plus E2 plus B1 plus B2. Deci, Miruna, dacă se întâmplă într-un patrulater suma unghiilor opuse se facă 180 grade, adică în patrulaterul E, F, B', D, E, F, B', D, despre care am eu interes mare să arăt că este inscriptibil. De ce motiv? Ca să-l chem și pe prim pe cercul circumscris. Dacă arată că suma unghiilor opuse fac 180 grade, patrulaterul acesta este inscriptibil. Asta am înțeles. Cum arătăm? Cum arătăm? E1 este prins în E, H, D, C. Da. E1 E, H, D, C este inscriptibil. Este. Da. Am spus de ce. Da. Ei bine, fiind inscriptibil, E1 se uită spre latura HD. E1 se uită spre HD. Da. Tot spre HD se uită și unghiul ăsta. Nu, spre HD se uită unghiul HCD. Este patrulaterul, adică domnul profesor vorbește E, H, D, C. Acolo tu ești, numai în interiorul lui. Ăla mic, care... Deci în patrulaterul E, H, D, C. Nu se vede bine. Mai mare, dacă îl faceți jos. Să-l fac așa? Da. Și faceți-l pe la mine, da. Așa. Ca să vedem. Să vedem diagonal acum. Uite așa să-l fac. Să duc asta... Aici, așa, și perpendiculară parcă de aici, din H. Nu? Acolo așa. E perpendiculară. Aici e perpendiculară. Da, ce e acolo? E. În D. H-ul. Da. D. E perpendiculară și acolo. Da. Corect. Și C. Așa, acum, da, domnul. Da? Bine. Uite că m-a ajutat. Și parcă e unit și C unit cu H. Pe C cu H. Am unit cu C cu H. Așa. Și am și pe E cu D, diagonale. Da, 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 și E cu D. Bun. E cu D. Și spuneam că E unul ăsta. Ia uitați-vă la domnul profesor acum. Asta e 1. Da. E unul ăsta de aici. Exact. Se uită spre HD. Da. Iar tot spre HD se uită și ăsta de aici. Corect. C1. Corect. Asta înseamnă că E1 e congruent cu C1. E1 congruent cu C1. C1. Bun. În triunghiul, în patrulaterul E, H, F, A, să-l fac tot aici în prelungire, hai să fac mai jos, ca să-mi încapă și el de sus, da. Să măresc la scară. Să un pic, da? Ca să vedem. Că ei să înțeleagă, că i-ați pierdut, nu mai sunt atenți, nu înțeleg. Deci E, H, deci, da, da, domnul. Așa. Am să zic așa. Iau un pic mai mare. Asta e AC. AC. Da. Am dus... am dus D-ul aici. F-ul... Tot perpendicular. Tot aici. Da. eu vin aici, că unesc pe ce? Da? Da, da, acolo e B, nu profesor. Aici este B. B. Da. B. Așa, și acolo e eu, da? Da. Și acum H. Aici H-ul este aici. Aici. Așa, și acum patrulaterul de care vorbim au ieșit, domnul profesor. B prim, da? Da. Și patrulaterul ăsta este F, E, D, așa, acum se vede și B prim, da? Bun. Foarte bine se vede. Da. Eu trebuie să arăt că patrulaterul ăsta este inscriptibil. Spuneam că este inscriptibil E, H, D, C. Da. Din cauza că și 90, și 90, 180 de grade. Și atunci toate perechile celelalte de ochi de dor vor fi adevărate. Da. Ăsta e unghiul 1. Care privește spre HD. Și tot spre HD privește și ăsta. Și e congruent. Tot 1, da? Bun. Doiul de aici. Doiul de acolo. Privește spre FH. Doiul privește spre F. Spre FH. Și tot spre FH privește și ăsta de aici. Și tot 2. Deci trebuie să uiți în patrulaterul ăla, adică îți vorbești domnul ăla să n-ai treabă cu B prima. E vorba de patrulaterul E, A, F, H. E, A, F, H. Miruna, îți uiți cu n-ai treabă cu B prima. Da? Deci, insist încă o dată. E1 privește spre HD. Tot spre HD. Tot spre HD din patrulaterul inscriptibil E, H, D, F, C. Privește C1. Corect. În patrulaterul inscriptibil E, H, F, A, E2, privește spre F, H. Corect. Tot spre F, H, privește și A2. Eu ce te am ca obiectiv? Ca E1 plus E2 plus B1 plus B2. Da? Ăsta e B1, parcă l-am notat și B2. Da. Suma unghiului rostulat se facă 180 de grade. Da. L-am scos pe E1 și pe E2 în afară. Da. Pe E1 l-am dus în C1 și pe E2 în A2. Și pe E2 l-am dus în A2. A2, da? Da. Acum, păi, dacă 2 și cu 1 nu sunt congruente? Care? 2 și cu 1. 1 și cu 2. 2 și cu 1 nu. N-am niciun motiv. Nu, dar noi vrem să arătăm. E1 cu E2 nu sunt congruente, n-am motiv. De unde zic asta? Păi, între unghiul AHF și CHD n-avem unghiul CHD congruent cu AH și... Încă o dată, între unghiul care? C, H, D și A, H, F. C, H, D și A, H, F. Și A, H, F. Măsura lui C, F, A e de 90 de grade. Deci unghiul ăsta, Miruna, e cât ăsta? Da. Măsura lui C, F, A e de 90 de grade. Deci măsura lui? C, F, A e de 90 de grade. Ăsta de aici, da? Da, H, F, A, da. Și acolo A de... Are dreptate. Deci ai dreptate. Pentru că și patrulaterul ăsta așa e inscriptibil, da? Deci tu ai văzut aici bine că 1 cât 2. Eu n-am văzut asta. La început, corect. Da? Mă întorc înapoi. Deci Miruna vede bine că E1 este cât E2. Și ce motive are ea? E1 spune este în triunghiul care E1 ăsta l-am scos noi aici din patrulaterul inscriptibil. Și în triunghiul HCD, fiindcă unghiul ăsta e cât ăsta, că au pus la vârf. Și ăsta e din 90. Și ăsta e din 90, clar. Atunci C1 e cât A2. Dar C1 cât A2, de fapt, este E1 cât E2. E2, corect. Deci este bună observația ta. Acum mă îndrept pe partea asta altă, Miruna, și poate tot așa de bine se întâmplă B1 să fie cât B2. Poate se întâmplă că B1 să fie cât B2. Să vedem ce motive am să zic că B1 e cât B2. B1 se uită spre HF. Patrulaterul F, H, D, B este inscriptibil și el? F, H, D, B. Nu, că H nu e pe... Păi de ce să nu fie inscriptibil? Păi F, H, F nu e perpendicular pe asta, nu 90 de grade aici, 90 de grade aici? Corect. Aha, da. Și asumă valori, fac 180 de grade. Da. Atunci și cu ăsta tot și cu ăsta tot, Miruna, fac tot 180 de grade. Da. Da? Da. Ei, eu, ce, nu-i nicio clipă, trebuie să arăt că unghiul ăsta tot și cu ăsta de aici fac 180 de grade, da? Cum arătă asta? Deci eu știu că ăsta tot și cu ăsta tot fac 180 de grade. Dar ăsta tot este congruent cu ăsta tot, că s-o puse la vârf aici, nu? Să vedem dacă ăsta de aici, cât e față de ăsta de aici? E dublu, că e unghiul cu vârful la centru. Cercul care trece prin patrulaterul ăsta, inscriptibil, are centru chiar în B'. Că HB, ce este HB? E diametru. Patrulaterul FHDB, da. FHDB este inscriptibil și are pe HB diametru. Și centrul cercului chiar în B'. Că B' era în mijlocul distanței acestea. Și atunci, unghiul ăsta de aici și cu ăsta de aici fac 180 de grade. De fapt, unghiul de aici este dublu acestuia de aici. Pentru că mediana într-un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Deci, înseamnă că latura asta de aici cât latura asta de aici. Unghiul de ăsta e cât ăsta de aici. Iar ăsta apare unghi exterior. F''A apare unghi exterior. Deci suma unghiilor nealăturate lui. Deci unghiul 1 de aici este cât? Dublul lui B. E cât ăsta și cât ăsta la un loc. La fel pe partea asta e cât ăsta și cât ăsta. Deci tot unghiul de aici e dublu lui B. Deci tot unghiul de aici e dublul lui B. Da? Eu ce trebuie să arăt? Că B și cu eu fac 180. Fac 180 de grade. Deci B' de aici, nu? Da. B' și da, cu asta, da. Ei, dar unghiul de aici AHC e cât FHD din ce motiv? Că sunt unghiuri opuse la vârf. AHC și cu FHD sunt unghiuri opuse la vârf. Da? Și atunci cum H-ul ăsta și cu tot B-ul fac 180 de grade, spuneam da, mai înainte, da, da. Înseamnă că AHC și cu tot unghiul B fac 180 de grade. Da. Dar E1 și cu E2 ăsta, care sunt egale, ele, E1 și E2, cum sunt față de AHC? Mai fac tot atât? Fac împreună 180 grade? AHC. Da. Nu. Nu, Miruna. Că făcea FHD cu jumătatea lui B. Da. Da? Deci, ăsta de aici trebuie să fie jumătatea cui? Ăsta de aici trebuie să fie jumătatea lui B de aici ca să facă 180 de grade. Revin încă o dată. Eu trebuie să arăt că unghiul 1 plus 2, E1 plus E2 plus B1 plus B2 fac împreună 180 de grade. Tu ai observat că unghiul acesta E1 l-am scos aici, împreună am văzut, nu? E1 l-am scos aici, pe C1, pe E2 l-am scos în partea asta. Dar ăsta de aici, cu tot B-ul, cât fac împreună? 180. Nu 90 facem. CFB este triunghi dreptunghic. Da. C1 și cu tot B-ul. Deci C1 și cu tot B-ul. 90. Acum 90 de grade. Pe de altă parte. În triunghiul A, D, B. Dreptunghic. Ăsta dreptunghic. D cu ăla fac tot 90. A2 și cu B fac de 90 de grade, da? Da. Deci hai să scriem chestiile astea. Vedeți mereu. Deci, în triunghiul scriem că e E2, nu, să zicem așa, H e e perpendicular, H e perpendicular pe A, C, rezul și încă ceva, H e perpendicular pe A, C și H F perpendicular pe AB. Rezultă din cele două că E H F A inscriptibil. Da? Fiindcă suma unghiilor opuse nu fac 90, deci 90, da? Rezultă de aici, fiind inscriptibil, că unghiul E2 e congruent cu unghiul A2. E2 cu A2, da? Urmăriți-mă să nu greșesc târziu și E2 cu A2. Pe de altă parte, A2, iar A2 plus unghiul B, A2 plus unghiul B tot, măsura lui A2 plus măsura lui B, cât face mirul ăla? A2 plus B fac împreună 90 de grade. Măsura lui A2 plus măsura lui B fac 90 de grade. Analog, în același mod, C1. Dacă E2 cât A2 și A2 plus B fac 90 de grade, în loc de A2 nu pot să spun pe E2? Da. Deci de aici rezultă că măsura lui E2 plus măsura lui B egal cu 90 de grade. Iar măsura analog, măsura lui E1 plus măsura lui B, tot așa se ajunge. Vine C-ul cu B-ul, fac 90 de grade. Trag linii și le adun și urmează măsura lui E1 plus măsura lui E2 plus de două ori măsura lui B egal cu 180 de grade. Da? Că e B plus B, Mihaela. B plus B. Da? Deci măsura lui E1 plus măsura lui E2 plus de 2 ori măsura lui B egal cu 180 de grade. Dar de 2 ori măsura lui B este chiar unghiul de aici. Că ăsta e unghi la, cu vârful pe cerc, iar ăsta e unghi la centru. Deci de 2 ori măsura lui B, deci de 2 ori măsura unghiului B, este măsura unghiului F(B')D. F(B')D egal cu măsura lui F(B')D. Și atunci, în loc de măsura de 2 ori măsura lui B, în loc de 2 ori măsura lui B, poți măsura lui F(B')D. Corect. Și atunci apare ce? Măsura lui. Deci rezultă că măsura lui E1 plus măsura lui E2 plus măsura unghiului F(B')D, măsura lui F(B')D egal cu 180 de grade. Rezultă că calculatorul luat în discuții F(B')D inscriptibil. Și atunci reiese de aici că indescriptibil și punctul care de B' apare ține cercului. Rezultă B' aparține cercului ce indice 9, să știți că așa se notează. Ce indice 9, cercul cel 9 punct. Da, cercul aia. Eu am dat aici să facem abonat așa. Să se arate că A1 aparține cercului care trece prin M, D, E, N, P, F. M, D, E, N, P, F. Păi da, măi. Deci am făcut o chestiune că am făcut pe B1. Noi am făcut pe B1. Acum se face analogul pe celălalt, dar important este să luați de bază pe cine. În prima fază am luat pe MNP și am chemat pe rând fiecare. Acum luăm pe bază, de bază pe picioarele, chemate deja pe cer, pe E, F, D, și îi chemăm pe B1, chemăm pe urmă pe A1 și pe urmă pe cine? Pe C1. Deci se poate în aceeași măsură, în același mod. Hai să mai recapitulăm, mai să vedem care a fost ideea de bază. Că ne-am învârtit un pic până când am prins problema. Insist. Am luat de bază pe E, F, D. Dar suma nu se va aude probabil. Vreau să se aude prin verde. Stai așa. Să vedem ce mai seama. Nota 10, prof. Da. Probabil cineva urmărește și vede așa ce... Încă o dată insistă. Ce efort e aici. Da, un efort... Grea problemă. Problema e interesantă, dar vă rog, fără să ne știm foarte bine să jonglăm cu cele două proprietăți, nu avem nicio șansă. Deci, va toate inscriptiv dacă și mai dacă. Suma unghiurilor opuse este 180 și o diagonală cu o latură, cealaltă să fie unghiul. De aceeași măsură? Da, cu unghiul format de cealaltă diagonală cu cealaltă. Cu latura opusă. Cu latura opusă acelea. Care nu conduce. Pe scurt, într-un limbaj de ăsta mai puțin academic, cine se uită spre latura aceea? Cine se uită? Care cele două unghiuri? Inscriptibil dacă se alege o latură și te uiți, te duci înapoi spre unghiurile respective și să fie congruente, două câte două. Aha, bun. Dar insist aici. Aici. Pe momentul când am început să chemăm pe cercul celor 6 puncte deocamdată. 6. Da. Încă celelalte 3 mijloacele distanțelor la ortocentru la vârful respectiv. Clar că trebuie să alegem ei, F și... Din cele 6, putem alege 3 din ele. Așa. Și noi am mers pe picioarele perpendicularelor. Am mers pe picioarele perpendiculare. Nu degeaba acolo. Exact. Nu degeaba și ortocentru, degeaba... Și mijloacele după aceea lor. Deci asta ne determina să credem că este bună ideea. Așa. Că am încercat noi să luăm două dintre ele și o patrater nu se lega deloc acolo. Și atunci am zis așa. Hai să ne apucăm de treabă. Patrulaterul care avem în vedere acum este E, F, B', D. Despre acest patrulater pot să spun că una din variantele acelea ca să fie inscriptibile. Suma unghiilor opuse fac o sobrejigată că spuneam eu, ca să mă duc cu diagonala, am una din diagonale, dar duc eu o alta, încarc figura. Da. Și atunci m-am concentrat pe suma unghiurilor opuse să fac o sobrejigare. Și am zis așa. Unghiul din ăsta e compus din două unghiuri. E1 și E2. Da. Ăsta din B, din B1 și B2. Da. Da? Din B1 și B2. Din faptul că E1 este prins în patrulaterul E, H, D, C, despre care pot să spun inscriptibil, da. Are un 90 și un 90, da. 180, atunci E1 sare tocmai în C1, pentru că și E1 și C1 privesc pe HD. Corect. Are loc proprietatea a doua. Corect. Știind că inscriptibil, are loc chestia asta. Unghiul opus, un diagonal, și diagonale sunt duse, totul. Corect. Nu încarc eu figura, deci merge foarte bine. În patrulaterul A, E, H, F. A, E, H, F. La fel avem diagonal de duse. E2-ul și cu A2-ul, da? Corect. Dar E2-ul este în triunghiul C, F, B. Acum l-am alergat pe E1, l-am scos în C1. Da. C1 și cu B-ul, între unghiul C, P, B, fac 90. Fac 90 de grade. E2 l-am scos în A2. A2 și cu B-ul, da, fac 90. Fac 90 de grade. A spune E1 cu E2 ca și cum ar spune C1 plus A2 și cu de două ori B. Să da. Facă 180 de grade. Fac 180, corect. Iată. E1 plus E2 plus E2 ori măsura lui B, fac 180 de grade. Da. Și acum, de două ori B-ul, aici e momentul care arată, de două ori B-ul face exact unghiul F, B' D. Pentru că B' este unghi la centru, pentru patraterul F, H, D, B, F, H, D, B. B' este inscriptibil asta, da, nu? 90-90. Da, B' e centru. E centru. Și asta e unghi cu vârful pe cerc. Da. Și unghiul cu vârful pe cerc e jumătatea arcului. Da. Iar unghiul la centru e egal chiar cu arcul. Cu arcul. Atunci unghiul ăsta e dublul unghiului ăsta. Corect. Deci de două ori B este cât unghiul F, B' D. Da. De două ori B cât F, B' D. Da. De două ori B cât F, B' D. Și atunci am zis, măsura lui E1 plus măsura lui D plus măsura lui F, B' D, nu de două ori măsura lui B. Egal cu 180. Terminat problema. Și atunci va trage din inscriptiv. Da. E1 plus E2, adică E1 plus E2 înseamnă F, E, D. Da. Și l-am adus pe B'. Acum analog. Pentru A' și pentru C'. Și pentru C'. Este o repetiție. Pur și simplu, tot E, D, F de bază. E, D, F de bază. Și cu A'. Și formează patraterul, care este inscriptibil, aceeași raționament. Se repetă ceea ce am făcut aici. Suma unghiilor opuse fac o sobrevivire de asta. Da, de asta trebuie mers. Da. Ei, partea a doua nu mi se pare chiar la îndeauna lor. Partea, pentru cele 6 puncte mi s-a părut mai ușor. Nu, e tot atât de bine mai... Asta că se duce două ori, să știți că ei... Da, Miela, deci... nu rămânea decât să hotărăsc pe care din cele două variante. Să merg, am înțeles asta eu. Și dacă am constatat că asta merge, atunci efortul l-am făcut ca să arunc componența lui E1 și E2, componența lui E1 și E2 în exterior. Iată aici. Aici și aici. Da? În C1 și A2. C1 prinde în triunghiul ăsta. C1 și cu măsura lui B fac 90 de grade. Da. C2, A2 și cu B fac 90 de grade. Eu ce visez? Că astea două adunate. De adun, membru cu membru. Și reușesc. 90 la... da. Și nu reușesc, reușesc sigur. Da. Da. Și fructific faptul că B' este aici mijlocul. Iată, nimic nu este întâmplător. Aici mă ajută foarte tare că patraterul H, F, B, D, fiind descriptibil și el. De primul e centru, centrul respectiv. Exact. Deci ăsta apare unghiul cu vârful la centru și ăsta e unghiul cu vârful pe centru. Deci unghiul ăsta de aici este de două ori mai mare decât B-ul. Am înțeles, domnule. Da? De două ori mai mare decât B-ul. O problemă de două ori și n-am terminat-o de scris. Da, e o problemă grea. Clasică, da. A, clasică, ziceți, da. Da, e o problemă grea, nu e o problemă ușoară. Da. E clasic în sensul că e în literatura de specialitate. Da. Nu e o problemă care nu s-a mai făcut. Că cele mai tari probleme sau cele mai care nu sunt cunoscute. La prima citire, așa cum ar veni. Da, da. Vă spuneam la Olimpiade, când te trezești, știi sigur că acea problemă nu este niciodată din literatura. Asta e clar. Deci, în noaptea aceea s-au compus subiectele acelea și atunci te trezești. De aceea olimpicii. De aceea, profesorii niciodată nu s-ar duce în locul copiilor lor. M-am mai spus asta. Deci eu nu m-aș fi așezat în banca elevilor mei niciodată. Niciun profesor nu face asta. Când ar fi făcut. Deci asta este logica. El n-ar fi făcut profesorul. Și de ce n-ar fi făcut? Pentru că el, datorită experienței care o are, în fața problemei respective, ar fi căutat să se lege de niște lucruri care le are ca amintire și acestea l-ar fi scos în bălării. Pentru că ideea fiind unică atunci făcută, nu mai ai cum să te adui. Elevul de ce face? De ce elevul meu a făcut? eleva mea, când o subiectul perfect la geometrie atunci, fără să fie soluția în barem, fără nimic, când îmi spunea, zice, vedeți, am dat o soluție pe care nu-i în barem, sigur. Nu-i în barem, sigur. Și când s-o așează, așa era. Și mi-a explicat o dată, două, de trei ori și vă zic, profesorul se poate, vă rog să fiți atenți, că eu știu un profesor bun. Nu pricepeam, pur și simplu, atât eram, iar și stresat eu că aveam niște probleme acolo, dar atât de interesante sunt problemele. Deci nu trebuie... asta se întâmplă în tot ce se întâmplă în școala românească, și azi am ascultat o spusă a cuiva care spunea așa, din păcate, vorbind de agresiune domestică, de agresiune nu știu ce, dar de agresiunea intelectuală care se produce asupra copiilor, cine vorbește? Este o agresiune fantastică. Pentru că de la învățător tot timpul se întâmplă așa. Modele și modele. El caut, n-am făcut de asta. Deci pe mine mă strânge de inimă când aud, n-am făcut de asta. El nu învăța să gândească. El caută modele. Se uite prin caietelul, gățesc formula, să lege problema. Dacă ați spus, stai un clip, sunt în fața situației acestea, ce mă fac? Cum? Eu trebuie să mă descurc. Trebuie să găsesc o soluție, să găsesc... Nu, tot timpul. Și nu-l mai poți scoate. Atenție! Corect, așa a plecat. Nu-l mai poți scoate din modul ăsta de a gândi. El merge pe memoria mecanică, el s-a salvat memorând niște formule, azi de învațământ, le uită. Corect. Și asta e școala care se face. Asta e o agresiune asupra intelectului fără margine. Nu-l învățăm să gândească, ci îl învățăm să memoreze. Iar pe asta trebuie să facă. Exact. Și când s-a blocat, s-a blocat. Și vă amintiți ca în clasă, vedeți colegi care ridicau în picioare și uitau un cuvânt. Din expunere, acasă o spuneau, cuvintele acelea veneau mecanic, chiar nu știe, Tatăl nostru. Da, și la română, și la orice obiect, și la engleză, și la științifică. Deci o succesiune de cuvinte. Dacă îi dau un cuvânt, nu mai știu. V-am spus de fiica mea, el la 3 ani și jumătate, când etera o imensă floare, el nu putea să pronunțe. Și etera o imensă floare, măi, imensă. Și el zice, ce înseamnă imensă? Ce înseamnă imens? Îi spune cu cuvintele, ca să vă fac să înțeleagă, ce înseamnă terra. Îi spun acolo, așa, tată, deci nu scrieți poezia pe limba noastră. Deci, atenție, a fost teribil răspunsul. Deci n-a scris poezia pe limba noastră. Adică la nivelul vocabularului ei. Corect. Cât putea să înțeleagă ea. Că mă pui să învăț la clasa aia. E terra o imensă floare. La 3 ani jumate, mă. La credință, la... Da, o poezie de asta. Cum erau comuniști, domnule. E terra o imensă floare. Exact. Acela nătărău, așa, au pus acolo niște cuvinte. E o imensă mecanică. Așa se întâmplă cu mecanic la toate nivelele. Da, la toate nivelele. Asta e drama mare. Deci pentru mine e o supărare continuă. Da, dar vedeți că nu se supără. Nu se supără. Dar cum sunt... Atenție multă. Mult nu se va mai putea întâmpla să continui, pentru că suntem produsul acestui stil mecanic, încât robotizarea gândirii înseamnă, de fapt, o neșansă poporului acesta. Da, asta vor, să ne îndoctrineze. Asta vor, dar uitați cum se întâmplă sănătatea acum. Da. Chestia asta. Exact, chiar nu vedem. Merge până într-un loc. Dar știți de ce? Pentru că educația este asta. A oamenilor care păcălesc pe alții. Ne păcălim între noi, ne furăm sănătatea, exact. Ne distrugem tot, n-are importanță să câștigăm banul. Asta e educația. Dar de scroci, doar acele spitale, tot plăteau acele soluții, deci nu erau ele concentrate. Pentru că trebuie. Firma, deci se pune o apă? Păi pentru că firma aceea de luat de 200 de ori, ca să înlungească apă chioare. Păi da, dar de ce? Dacă tot mi-o plătește. Păi banii trebuia să ajungă de 200 de ori mai mulți acolo. Vedeți aici, adică, păi, eu ți-o gândesc, tu cât vrei pe ea, 100 de euro, eu îți dau 100 de euro, dăm concentrația care trebuie. Păi nu, măi, că se împărțea cu ăștia acolo. Aghiaz, mă, apă chioară. Hai să-i omorâm. Sigur că da, asta e povestea. Bolnav trebuie să-i facem, să-i consumim medicamente, să consumim... Mihaela și Miruna, atenție ce vă spun. Deci, nu se vede pe masa de operație, când pacientul stă acolo și tras cu bisturiu aiurea, ăla a rămas pe masă. Corect. Dar pe masa asta a educației, atenție ce spun acum, pe masa educației nu-i minus să stați să uite, că nu rămâi pe masa acolo, nu? Ba da, domnul profesor, rezultatele privesc. Dar pe durată lungă este o tramă ce mi se desfășoară. Rezultatele vorbesc, deja s-a ajuns la 30% promovare. Mă, și acolo e fals, băi. Și acolo e fals, la 30% e fals. Atunci ce mai zici? Cum nu se văd rezultatele, domnul profesor? Să văd, Miruna, dar nimeni nu stă aici, pentru că e atât de gravă problema, e atât de gravă, încât nimeni nu-și permite să încerce să o rezolve. Sunt incapabil, domn profesor, de ce incapabil, sigur că da, sigur că da. Ocupă posturile acelor oameni nevinovați cu sistemul. Cum era domnul ministru, din ciubotele de pe șantier să ai pe scaunul ministrului, să iei decizii. Nimic. Nicio treabă. Și atunci cum să facem, domnule? Cum să facem? Ei sunt victime. Asta e. Și succesiunea sau generații de-a rândul victime. Exact. Din ce în ce mai grav. Voi, părinții, acum ajuns, acum să stați la ora asta lângă copii, tocmai tremurând de durere, că iată unde ne aflăm și cum ne ducem. La revedere! Sinteză, nu? Și sunteți că a fost o singură problemă. Da.